Hristos a înviat! Stimați frați de credință, mă bucur să fiu în această după masă, în această seară împreună cu dumneavoastră, aici în Casa Domnului. Revin cu bucurie și subliniez vorbele fratelui Gavrilă, ne leagă legături de părtășie, de frățietate, de prietenie în Domnul și aceste întâlniri, ca cea din seara aceasta, întăresc asemenea legături. Dumnezeu să binecuvânteze biserica dumneavoastră și în toate lucrurile să propășiți spre slava lui Dumnezeu. E potrivit acum să deschidem cuvântul și să citim din Sfânta Scriptură. Am pe inimă să citim din Epistola către Evrei, capitolul 12. Vom lectura începând cu primul verset și vom încheia cu versetul 4. Vă invit cu respect să stăm împreună ridicați și să ascultăm cuvântul. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un așa de mare nor de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luare aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Amin. Vă invit să vă reașezați. Am venit în această după masă, în mijlocul dumneavoastră, gândindu-mă că mi se cere să împărtășesc cuvântul lui Dumnezeu. Am rugat lui Dumnezeu cu privire la cuvântul pe care urmează să vi-l împărtășesc și cum mi se întâmplă câteodată, parcă greu înțelegeam ce vrea Dumnezeu să împărtășesc în această seară. Intrând în locul acesta, rugându-ne la oaltă, chiar din cuvintele pe care le spunea fratele păstor când a zis că avem nevoie de un cuvânt de la Dumnezeu care să ne dea claritate, putere și prin care să căpătăm de la Dumnezeu biruință în lupta noastră cu provocările lumii, cu provocările păcatului, cu ispitirile care ne înconjoară, cu poftele care vin din firea noastră pământească. Deodată am știut ceea ce Dumnezeu voiește să împărtășim în această seară. Am citit acest cuvânt în care cuvânt sunt așezate înaintea noastră două mari realități. În primul rând, este subliniat faptul că suntem înconjurați cu un nor mare de martori. E vorba de aceia care au fost menționați în Epistola către Evrei, capitolul 11, o mulțime nenumărată de oameni care au slujit lui Dumnezeu cu credincioșie, care trecuți prin încercări grele, prin împotriviri și lupte teribile, au sfârșit cu bine alergarea și acum sunt în slavă la Dumnezeu, reprezentând pentru noi un model, fiind pentru noi niște martori. Pe de altă parte, este așezat în fața noastră ca pildă supremă Domnul nostru Iisus, căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, care a biruit, s-a luptat, a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare. Aceste două exemple mari, Mântuitorul nostru Hristos și apoi mulțimea celor care au învins, au biruit și sunt în slavă la dreapta lui Dumnezeu, cum va spune mai târziu despre ei Epistola către Evrei, duhurile celor neprihăniți, făcuți, desăvârșiți. Acum, având pe de o parte în fața noastră pe Domnul Iisus, pe de altă parte înconjurați cu un nor așa mare de martori, cuvântul lui Dumnezeu ne spune să nu cădem de oboseală în alergarea noastră, să nu ne lăsăm înfășurați de păcatul care așa de lesne caută să ne prindă și să ne înfășoare, să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte
Și apoi, dacă am zis că am făcut multe, până acum, Scriptura spune în versetul 4, voi nu v-ați împotrivit încă, până la sânge, în lupta împotriva păcatului. Și așa e. Ne-am împotrivit noi, cum ne-am împotrivit. Dar până în starea aceasta, probabil că cei mai mulți nu. Am pe inimă în această după masă să împărtășim un cuvânt despre cum să ne împotrivim în lupta împotriva păcatului. Ispitiri vin, provocări din partea celui rău vin. Și cu atât sunt mai amăgitoare, cu cât cel rău găsește un aliat în firea noastră pământească păcătoasă, un aliat care a făcut pact cu cel rău, împotriva lui Dumnezeu și împotriva sufletului nostru. Biblia spune că firea pământească păcătoasă luptă împotriva Duhului și poftește împotriva Duhului. Cum să biruim? Cum să învingem în această luptă împotriva păcatului? Mă gândesc că fiecare dintre noi are în trecutul său experiențe trăite cu Dumnezeu, experiențe din care a învățat. Acum, dacă ar fi să punem împreună aceste trăiri, aceste experiențe, cu siguranță că ar fi un folos duhovnicesc pentru noi. Îngăduiți-mi, vă rog, din cele întâmplate în relația cu Dumnezeu de până acum, m-am întors la Dumnezeu în 1991, atunci m-am botezat în apă, anul acesta se vor împlini 32 de ani de când m-am botezat în apă. Și mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat și m-a ținut pe calea lui până acum. Dar ceva învățăminte s-au adunat de atunci și până acum. Aș vrea să vă împărtășesc câteva dintre ele. Cum să fii învingător în împotrivirea aceasta, în lupta împotriva păcatului? Ca să citim expresia apostolului, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Cum să ne împotrivim? Ce să facem practic? Cum să gândim? Cum să înțelegem? Ce să așezăm în fața minții, inimii noastre, ca atunci când ne întâlnim cu atracțiile păcatului, să fim învingători? Sunt 5 adevăruri pe care aș dori să le subliniem și să îi le sugerez în această după-masă, în această seară. Primul adevăr, un adevăr foarte simplu, toate sunt simple. Am băgat de seamă în cursul vremii că adevărurile profunde, durabile și puternice sunt totdeauna simple. Nu sunt simpliste. În simplitatea lor au o profunzime extraordinară, dar sunt simple. Primul adevăr este adevărul: Dumnezeu vede tot ce fac. Sau mai scurt, Dumnezeu mă vede. Ori de câte ori ne găsim prinși în cursele ispitirilor, ori de câte ori suntem față în față cu presiunea păcatului, vom fi mai lucizi, vom avea o înțelegere mai clară și vom reuși să ne împotrivim eficient când vom realiza că martorul nevăzut de ochii noștri e prezent acolo. Dumnezeu ne vede. El e prezent, se uită la noi și observă ceea ce facem, notează ceea ce facem. Acest adevăr că mă vede Dumnezeu are menirea să ne țină conștiința trează. Care dintre noi, dacă ar fi Iisus Hristos prezent în persoană, cum s-a arătat în ziua învierii sale ucenicilor, cum s-a arătat în ziua 8-a după înviere lui Toma, care, dacă așa l-am vedea pe Domnul Iisus, am ști că e acolo și l-am vedea, care ne-am îngădui să cedăm în fața ispitirilor? Iar actul prezenței lui Dumnezeu, a conștientizării prezenței lui Dumnezeu, ne motivează să ne împotrivim și să ne împotrivim cu eficiență. Că Dumnezeu ne vede, Scriptura spune foarte, foarte clar. Spre exemplu, în cartea Iov, capitolul 34, versetul 21, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Dumnezeu vede purtarea tuturor, privește pașii fiecăruia. Sau în Psalmul 33, versetul 13, cuvântul lui Dumnezeu în locul acesta spune așa:
Domnul privește din înălțimea cerurilor și vede pe toți fiii oamenilor. Auziți ce cuvânt? Domnul privește din înălțimea cerurilor și vede pe toți. Asta înseamnă că și pe noi. Pe toți fiii oamenilor. Din lăcașul locuinței lui, el privește pe toți locuitorii pământului. El întocmește inima la toți și ia în minte, auziți, la toate faptele lor. Imaginea aceasta este o imagine grozavă. Dumnezeu este în slavă, este în cer, este pe scaunul său de domnie și de acolo privește și vede pe toți fiii oamenilor. Profetul Ieremia are parte să înțeleagă din partea lui Dumnezeu, de la Dumnezeu, aceste adevăruri. În capitolul 32, versetul 19, scrie așa: Tu ești mare la sfat și puternic la fapte. Tu ai ochii deschiși asupra tuturor căilor, copiilor, oamenilor. Observați, vă rog, ce spune Scriptura despre Dumnezeu, că El are ochii deschiși asupra tuturor căilor, copiilor, oamenilor. Dumnezeu vede tot. Înaintea lui Dumnezeu nu este nimic ascuns. Nu e niciun loc în care ar putea să se retragă un muritor și acolo să fie departe de privirile lui Dumnezeu, de știința lui Dumnezeu. Dumnezeu vede ce facem în public, Dumnezeu vede ce facem în ascuns. Vă aduceți aminte cum a vorbit lui Natanael, care s-a arătat îndoielnic și a zis niște cuvinte, așa cum le-a știut el mai bine. A zis o vorbă, ce bun poate să iasă din Nazaret. La care Iisus i-a dat un cuvânt prin care i-a câștigat inima. I-a zis așa, te-am văzut când erai sub smochin. Vorba aceasta este cu tâlc și tâlcul ei cred că bine îl știe Natanael și Domnul Iisus. Dar a fost o vorbă care a mers ca săgeata, la țintă. Te-am văzut când erai sub smochin. Dumnezeu vede în ascuns. Iisus ne-a încredințat că așa stau lucrurile când, învățându-ne despre rugăciune, despre milostenie și despre post, ne-a spus să nu facem din acestea spectacol pentru oameni, ci să le facem discret, să le facem în ascuns. Pentru că Tatăl nostru cel ceresc vede în ascuns. El vede în ascuns și răsplătește public. El vede totul, slăvit să fie numele Lui cel Sfânt. Dumnezeu vede faptele pe care le facem și le cântărește. Revenind tot la cuvântul din profeția lui Ieremia, în capitolul 16, versetul 17 scrie așa: Ochii mei sunt cu luarea minte la toate căile lor. Ele nu sunt ascunse înaintea feței mele și nelegiuirea lor nu este ascunsă de privirile mele. Iar în capitolul 23, versetul 24, auziți ce cuvânt. Întreabă Dumnezeu prin proroc, poate cineva să stea într-un loc ascuns fără să-l văd eu, zice Domnul? Răspundeți dumneavoastră. Auziți ce întrebare. Poate cineva să stea într-un loc ascuns fără să-l văd eu, zice Domnul? Nu umplu eu cerurile și pământul, zice Domnul? Deci iată, Dumnezeu vede absolut tot. În fața Lui nu este niciun secret. Când suntem acasă, închiși în locuințele noastre, Dumnezeu ne vede. Când suntem în călătorie, departe de casă, Dumnezeu ne vede. Când ne găsim între oameni, la locul de muncă, în treburile noastre zilnice, Dumnezeu ne vede. Când vorbim cu străinii, când interacționăm cu oameni cu care nu ne cunoaștem și despre care bănuim că nu o să mai întâlnim niciodată, iar ne vede Dumnezeu. Dumnezeu ne vede ce vorbim în casă, în intimitatea căminului nostru, când suntem în public, vorbim civilizat, frumos, pacea Domnului. Ne adresăm respectuos, știm să adresăm cuvinte de curtoazie. Dar se poate întâmpla să tragem ușa după noi, în mașină sau în casă, și acolo să lăsăm la o parte bunăvoința și curtoazia și să fim noi înșine.
Dumnezeu vede. Aude tot, știe absolut totul. Și atunci, stimați credincioși, înțelegerea acestui adevăr are de-a face cu lupta împotriva păcatului. Dumnezeu mă vede. Înaintea Lui este totul descoperit, totul este gol. Slăvit să fie numele Lui cel Sfânt. Poate că cineva va întreba, ce legătură are adevărul acesta cu biruința și cu lupta împotriva ispitirii, împotriva păcatului? Auziți, vă rog, un cuvânt. Isaia 66, versetul 1. Cuvântul lui Dumnezeu în locul acesta spune așa. Așa vorbește Domnul. Cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Frate Gavrilă, vă rog frumos să-mi permite să fac ceva, nu se iasă rău, dar ne va ajuta să înțelegem, aveți încredere că o să facem bine. Ar fi trebuit să-mi cer voie înainte, dar am uitat. Nu? Vă rog frumos să vă uitați la scaunul acesta. Așa cum scaunul acesta este aici, în mijlocul nostru, imaginați-vă că în cer este scaunul de domnie al lui Dumnezeu. Pământul, podeaua, așternutul, da, covorul de aici, e planeta Pământ. Hai încoace și pune-te pe scaun. Domnul să te binecuvânteze, Samuel. Acum Samuel e Samuel, Domnul Iisus e Domnul Iisus. Distinția o înțelegem, asemănările ne ajută Samuel să le vedem. Așa cum Samuel stă pe scaun, Dumnezeu stă în cer pe tron. Și cum picioarele tale, Samuel, ajung până aici, așternutul picioarelor, așa picioarele Domnului Iisus sunt pe planeta asta. Noi! Aici în Madrid, în Arganda, sau în Sibiu, sau aiurea, unde om fi, trăim sub privirile lui Dumnezeu, aici. Cât e de la ochii lui și până acolo? Pământul, așa spune, este covorul picioarelor lui Dumnezeu. El domnește pe tron, picioarele-i sunt pe pământ și oamenii trăiesc la picioarele sale, pe covorul așezat în fața scaunului său de domnie. Imaginea asta este teribilă. Ce zice Samuel? Vezi ce e acolo? Imaginează-ți că tu ai fi Domnul Iisus. Și aici omul, și acolo omul trăiește cum vrea. Unii își permit să păcătuiască, se gândesc ce fac. Domnul Iisus vede. Unii merg până acolo încât neagă existența lui Dumnezeu. Spune, nu-i Dumnezeu. Asta e mare nebunie. Cum odată două furnici urcau pe piciorul unui elefant și se certau între ele dacă în lume există elefant sau nu. Dumnezeu vede tot. Ei, gândul acesta, de vă rog frumos, dragi tineri, stimați frați, stimate surori, toate vârstele care un fi. Gândul acesta, zilele mele, uite, de aici până aici, la picioarele lui Dumnezeu trăiesc. Nu mă mișc într-un spațiu străin controlului lui Dumnezeu. Totul vede, totul știe, totul are sub control. Aici îmi duc zilele. Și acest gând că ești în sala tronului, pe covorul de la picioarele sale, îți va ține trează conștiința. Te va face să fii lucid. Și când vine ispititorul, îi spui, nu, înapoi a mea satanul. Mulțumesc, Samuel, Domnul să te binecuvânteze. Lasă la cei că poate îi mai sta pe el. Deci acesta este întâiul adevăr. Dumnezeu mă vede. Altfel, numai să vedeți cum funcționează. Întrebare pentru tine. Taică-tu-i la biserică? Unde e taică-tu? Da, față său. Dumnezeu să te binecuvânteze, faină fecior ai. Seamănă cu taică-su. Cum te cheam pe tine? David.
Ce zici, David? Ai avea curaj să te uiți la ceva ce nu trebuie pe calculator lângă taică-tu? Înțelegeți cum funcționează? Păi una dintre fete de aici, lângă mămica, v-ați permite să faceți ceea ce nu-i frumos? Decent? Păi numai gândul acesta că sunt lângă cel care are peste mine putere, mă face să am grijă. Și asta este un factor de motivare. Dumnezeu mă vede. Hai să mergem la adevărul a doilea. Doi. Îngerii din cer ne văd. Nu numai Dumnezeu, ci și îngerii lui Dumnezeu. Aș vrea să cităm câteva locuri din Scriptură care probează că așa stau lucrurile. Psalmul 34 cu versetul 7. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Hai să ne uităm la acest text, este foarte frumos. Îngerul Domnului tăbărește. Ce înseamnă a tăbărâ? Ne gândim la cuvântul. Ce înseamnă a tăbărâ? Cuvântul acesta are multe sensuri. Cineva a zis odată, a tăbărâ înseamnă a te arunca asupra lui. Ce vezi că tăbărăsc asupra ta. Adică mă năpustesc asupra ta. E prinsă ideea de agresivitate în această înțelegere, de năvălire, de copleșire, de... Nu despre asta e vorba. La bază este verbul a face tabără, a tăbărâ, cu sensul de a face tabără, a pune cortul. Oamenii aceia mergeau din loc, case așezate, cum se întâmplă în vremea asta. Aveau turme și cu turmele se duceau unde era iarbă de pășune și acolo își punea cortul. Și când se termina iarba, se muta în altă parte și uite așa, călătoreau din loc în loc. Domnul a zis așa, îngerul Domnului se duce cu tine în drumurile tale și unde îți pui tu cortul, își face și el casa. Tăbărăște în jurul tău. Adică face locuință lângă a ta. Se mută lângă tine. Asta este ideea. Observați, îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Asta înseamnă că viața noastră, dragi credincioși, se desfășoară nu doar sub privirile lui Dumnezeu, ci și în prezența îngerului trimis de Dumnezeu să ne ocrotească. Iată încă o prezență care reprezintă un factor motivator să reziști, să te împotrivești în lupta împotriva păcatului. E acolo îngerul lui Dumnezeu. Să ne uităm la alte texte, că nu-i singurul. Psalmul 91, versetul 11. Căci El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale. Psalmul 91, versetul 11. Psalmul 91. El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale. Și apoi spune cuvântul, continuă în versetul următor, te va ocroti. Te va ocroti, versetul 12, te va duce pe mâini, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Să nu te împiedici, adică. Deci iată îngerii lui Dumnezeu, trimiși de Dumnezeu, cum spune și la Evrei, capitolul 1, versetul 14, nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise de Dumnezeu să împlinească o slujbă pentru cei care vor moșteni mântuirea? Iată ce sunt îngerii lui Dumnezeu. Duhuri slujitoare trimise de Dumnezeu, că așa găsim în această scriptură, duhuri slujitoare trimise de Dumnezeu să împlinească o slujbă pentru cei care vor moșteni mântuirea. Îngerii lui Dumnezeu vin la biserică. În Biblie scrie că biserica lui Dumnezeu este o priveliște pentru îngeri. Ei se minunează și dau slavă lui Dumnezeu când văd slava lui Dumnezeu arătată în biserică. Poate că în contextul acesta ar trebui să luăm și textul, femeia din pricina îngerilor când se roagă sau prorocește să aibă un semn al acoperire pe capul ei. Ei, îngerii lui Dumnezeu sunt prezenți, sunt printre noi, ne văd.
Viața noastră se desfășoară în prezența lui Dumnezeu și în prezența îngerilor lui Dumnezeu. Iacov mărturisește, e scris în cartea Geneza, Iacov mărturisește că în seara aceea în care, fugind de acasă, a dormit în câmp, a pus piatră în loc de pernă și noaptea a avut un vis. A văzut cerul deschis și din cer până pe pământ o scară și pe scară erau îngeri. Vă aduceți aminte ce făceau îngerii? Se urcau și coborau. Vă rog foarte frumos să observați sensul. Se urcau și coborau. Nu zice urcau, nu zice coborau și apoi urcau, ci invers. Urcau și coborau. Și apoi întreb eu, unde locuiesc îngerii? Face sens? Pus lângă evrei 1, Dumnezeu din cer zice îngerilor, vă duceți pe pământ. Vă duceți să stați lângă slujitorii mei, să-i apărați, să-i călăuziți, să le fiți ajutor. Și din când în când, haide și aici. Am mers înapoi acolo. Urcau și coborau. E în Biblie. Frații mei, îi avem în casele noastre, cu noi în drumurile noastre. Și o mare binecuvântare să fie înger al lui Dumnezeu cu tine. Dar ține minte, te vede. Și când ești tu singur și când te simți presat, poate ostenit, poate cine știe în ce situație de viață, ispititorul presează teribil și ești gata să cedezi. Amintește-ți, Dumnezeu mă vede și îngerul e aici. Și asta te ajută să fii sfânt. Uneori, îngerii lui Dumnezeu se arată printre noi în formă trupească. Foarte ușor îi putem confunda cu oamenii. Și această componentă a lucrării îngerilor are temei biblic. Vă aduceți aminte cum s-au arătat lui Lot? Biblia spune că au fost doi bărbați. Lot a crezut că sunt niște străini care n-au unde să doarmă noaptea. I-a invitat acasă, le-a pus masa, a stat de vorbă cu ei și abia a doua zi și-a dat seama că sunt îngeri al lui Dumnezeu. Ca mai târziu să spună Biblia că unii oameni drepți din vechime au găzduit îngeri fără să știe, adică n-au știut când au intrat în casa lor cine sunt. Era Lot. Despre el era vorba. La Avram așa au venit. Avram a intrat în vorbă cu ei și a zis, domnii mei, dacă ați trecut pe lângă mine, faceți-mi bucuria să stați cu mine la masă. Și a mâncat cu ei. Doi au luat-o la drum spre Sodoma și se pare că erau acei îngeri, iar unul a rămas. Pare că era teofania Domnului. Dacă mergem pe fir, Vechiul Testament, o să găsiți atâtea și atâtea apariții. Regăsim acestea și în Noul Testament. Când Domnul nostru învie, la mormânt, erau îngeri. Și femeile ce au crezut că sunt? Zice la un moment dat că era un tinerel. Un băiat, așa, cum o fi fratele, care a zis că-i taică-s-o acolo. Înger. Când se înalță Domnul la cer, au venit niște îngeri și au zis evrei, apostolilor, de ce vă uitați așa în sus? Iisus pe care l-ați văzut ducându-se se va întoarce la fel cum l-ați văzut plecând. Erau îngeri. S-ar putea câteodată căile lor să se intersecteze cu ale noastre și noi să-i confundăm cu străinii. De-aia ne văd. Veți întreba ce are de a face asta cu sfințirea și cu lupta împotriva păcatului. Frații mei, are și are mult. Dacă îmi îngăduiți doar un palid exemplu care poate să ilustreze, fie și parțial, gândul pe care vreau să vi-l împărtășesc. Eram ceva vreme în urmă, acolo acasă, la Sibiu, și am zis că trebuie să vin să vând mașina cu care umblam. Nu era mașinăria, nici foarte veche, numai că avea foarte mulți kilometri și cum la mine
să tot adună iute, am zis că e mai cu minte să dau acum și să înlocuiesc cu alta. Am trimis-o la piață pe un apropiat și 5 săptămâni la rând, cine se uita la ea, îi plăcea, numai că avea prea mulți kilometri. Și într-o zi, acolo cu ea la târg, un trecător s-a apropiat de prietenul meu și a zis: domnule, te văd cu mașina asta și numai nu o poți vinde. Nu ți-ai dat seama de ce? Și mi-am dat seama, dar asta e, dacă atâția are, atâția are. Deci fii atent, dăm 50 de euro și ți-o întineresc cu 200 de mii de kilometri. Avea 300 și vreo 50 de mii și o facem să fie la 130 de mii. Dă 50 de euro. Prietenul meu mă sună, zice: Nelu, uite aici, ce zici? La care am zis: fugi de acolo, ia mașina, du-te pe marginea câmpului, cumpără 5 litri de benzină, dă cu benzină pe mașină și dă-i foc, dar să te ferească Dumnezeu să faci una ca asta. Imaginați-vă că am fi făcut. Câți n-au cedat la tentație. Vine omul, se uită, e acum altfel. Da? Se uită acolo și zice: domnule, sunt kilometri reali? Și tu zici de acolo: da, că doar toți sunt reali. Ce-i unul nereal acolo? Și încă mai sunt mulți alții reali de care nu întreabă, dar ăștia câți sunt? Toți sunt adevărați. Se găsești și o justificare în mintea ta să minți. Omul întreabă și se duce în drumul lui. Am o întrebare. De unde știi că nu te-a întrebat un înger? Dar dacă o trimis Dumnezeu un înger să te testeze și să pună întrebarea, de unde știi? N-ai de unde. Dar dacă mi-e îngăduiți, aș putea observa un indiciu. Îngerii întreabă, dar nu cumpără. Niciodată nu cumpără, n-au ce face cu mașinile noastre. Dar întreabă. De ce n-am înțelege așa viața? Merg pe stradă, interacționez cu un om străin, vin la biserică, văd un om străin, da, dacă-i înger. Și apropie de el, zice: pacea Domnului, Domnul să te binecuvânteze, de unde ești, frate? Dacă zice că din Sibiu, înseamnă că nu-i înger. Și n-ai pierdut nimica dacă ai vorbit cu un necunoscut și l-ai primit ca pe un înger al lui Dumnezeu. Dar s-ar putea în situații de mare cumpăn în viață, deci gândul acesta, eu trăiesc în prezența lui Dumnezeu și mă văd îngerul lui Dumnezeu. Asta mă ajută să mă sfințesc și să birui. 3. Faptele pe care le facem rămân. Tot ceea ce facem rămâne. Faptele noastre, frații mei, faptele pe care le săvârșim, nu sunt așa niște lucruri care se duc cum se aduce fumul. După ce ai făcut foc, se duce fumul. Nu e așa. Ele rămân. Cuvântul Domnului spune că la Dumnezeu în cer este o carte mare, în cartea aceea sunt scrise toate faptele pe care le fac oamenii și în ziua judecății cartea aceea se va deschide și oamenii vor fi judecați după cele care vor fi scrise în acele cărți. Rămân faptele. Rămân. Dar repet, nu rămân doar ca memorie, ca amintire. Undeva există o amintire că ceva s-a întâmplat. Scris într-o arhivă, într-un caiet de proces verbal, ar zice cineva, pus undeva într-un dosar, acolo dovadă, tot, că a fost. Nu așa, ci altfel. Uitați-vă, vă rog, la stativul ăsta. Uitați-vă bine la el. Cine l-a produs? Undeva într-o fabrică s-a produs. Când? Nu știu. Dar dacă te duci pe fir, afli cine o lucra la el. A rămas stativul? E aici? E aici. Uite-te la pian. L-a făcut aici. Exact la fel. Rămân toate faptele. Cuvintele, gândurile, faptele bune, faptele rele, cele de dreptate, cele de păcat. Rămân oameni buni. Rămân. Eu m-am convins de asta odată
Când călătorind în Viena, m-a așteptat un prieten la aeroport și după ce am urcat în mașină, conversând în drum spre casă, îmi zice el așa: Nelu, ți-aduce aminte când ai fost la noi la biserică vreo 15 ani în urmă, ai predicat și în predică ai zis așa. Și a zis cum am zis. Oameni buni, atâta de străin suna pentru mine, încât am spus cu îndrăzneală, eu n-am zis așa. Nu era rău, cum zicea el că aș fi zis, doar că nu se potrivea cu memoria mea. Și am zis, nu cred că am zis așa ceva. La care el, stăpân pe sine, îmi zice, ai zis, dar ai uitat. La care eu de colo bățos, auzi, dacă eu am zis și tu ai auzit, nu crezi că ar trebui să țin în minte mai bine decât tine? La care el zice, lasă, ai uitat. Și pe mine nu m-a mai băgat în seamă, nu m-au dat drumul la casetofon. Că așteptându-mă, o asculta predica. O derulat un pic și zice, ia ascult acum. Măi, oameni, vocea mea, vorbele, am făcut un mic pe scaun. Se uită la mine și zice, ai zis? Și am zis. Ai uitat? Am uitat. Nu, vezi? Exact așa. Deci, știți cum s-auzea? Ca și cum aș fi zis-o 15 ani în urmă. A rămas. În ziua judecății, așa priveliște va pune Dumnezeu faptele oamenilor. Ca și cum ar fi refăcute. Așa vor fi dovezile. Exact aia spune Domnul. Dumnezeu în ziua aceea va convinge, va încredința pe cei nelegiuiți de faptele lor de legiuite. Rămâne ce face. E gândul ăsta că produci ceva ce rămâne în viac, trebuie să te trezească. Nu? Aduci în ființă niște fapte care rămân. Eu cred că înaintea judecății Dumnezeu deschide cartea aceea și când un suflet se pocăiește și se încrede în Iisus, sângele Domnului Iisus acoperă acolo și îndepărtează păcatele acelea. Și în ziua judecății o să avem încredere deplină și când în cartea aceea deschisă la judecată se va vedea sângele lui Hristos acoperind pagini după pagini în cartea faptelor noastre, pentru noi o să însemne rușine și pentru Iisus Hristos slavă. Adică rușine că a fost nevoie să fim iertați. Și o să zicem, vrenic este mielul care s-a dat pentru noi. Și asta cu asta o scoatem la capăt. Ferice de acela care are păcatele iertate și vai de cel care moare fără să se deschidă cartea aceea faptelor și să primească iertare de la Dumnezeu. Dar ca unul care știe că așa funcționează lucrurile, n-ar trebui să fii responsabil și să nu mai dai prilej să se săvârșească fapte care să aibă nevoie de iertare? Dumnezeu mă vede, îngerii mă văd și ce fac rămâne. Și numai că rămâne și strigă după noi. Haideți să uităm la un cuvânt. Pe mine cuvântul acesta m-a ajutat într-o vreme foarte mult. E scris în Habacuc, capitolul 2, versetul 9. Auziți. Vai de cel ce strânge câștiguri nelegiuite pentru casa lui, ca să-și așeze apoi cuibul într-un loc înalt și să scape din mâna nenorocirii. Rușinea casei tale ți-ai croit, nimicind o mulțime de popoare și împotriva ta însuți ai păcătuit. Auziți, căci piatra de mijlocul zidului strigă și lemnul care leagă grinda îi răspunde. Vai de cel ce zidește o cetate cu sânge și întemeiază o cetate cu nelegiuire. Despre ce este vorba aici? E vorba de un om corupt care, într-un mod necinstit, adună comori pentru casa lui. Ia de undeva un lemn care nu-i aparține și face din lemnul acela o grindă. Ia din partea cealaltă o piatră și face din ea un zid pentru casa lui. Și după ce în felul acesta îi zidește casa, se așează în pat și dorme liniștit. Și în timpul nopții, piatra zice din zid, de acolo, zice, uite-te la el cum doarme, vai de el, nu s-a lui,
M-a luat și m-a pus în zidul casei lui. Dar vai de el! Cum somnul lui se va transforma într-un chin! Vai de el! Și în timp ce piatra zice, grinda de colo răspunde: așa-i, nici eu nu s-a lui, m-a luat din altă parte, vai de el, vai de el, uite cum doarme în nesimțirea nelegiuirii lui, vai de el. Când am citit așa locul ăsta din Biblie, m-am fiorat, așa oare să fie? M-am dus la biblioteca mea cu cărți și pe niște, între altele, am dat cu ochii de una și mai încolo încă de una. Nu erau a mele, le-am luat cu împrumut și am uitat să le mai dau înapoi. Și acolo erau. Pus frumos deoparte, apoi m-am dus la cutia cu scule, trecuse pe la noi fratele Florin și-o repara nu știu ce, și-o uitat urindia, acolo era de un an. Vai de mine, nici asta nu-i bine. Deoparte, de telefon, rânduiește, fără rânduială. Am spus soției, draga mea, uită-te și tu între lucrurile tale. Și am făcut rânduială. Și după aia m-am dus la predică. Și am zis fraților ce v-am spus dumneavoastră. Să nu vă spun câte cărți au venit acasă, de-a mele. Oh, de știam eu cum le aflu, de mult spuneam. Dar acolo la ușă m-a așteptat un frate care a zis așa: frate, ți-a fost ușor cu niște cărți, dar ce mă fac eu, am scule acasă, luate de la lucru, mii de euro valorează, ce mă fac? Și zice, simplu, folosește-te de ele mai departe și-ți bați tu capul. Lucră cu ele și mai departe fă-ți treaba. Și apoi după aia te duci în iad. Ce zici? Ce ba nu, le duc înapoi, așa se face. Are legătură cu sfințirea? Are. Dumnezeu mă vede, mă văd îngerii și ce fac rămâne. Adevărul 4. Satana ne ispitește să păcătuim. Adevărul acesta are din nou menirea să ne trezească sufletul și să ne ajute să veghem. În Scriptură spune că cel rău ne ispitește și încearcă prin ispitirile acestea să ne atragă în cursele păcatului. Vă aduceți aminte cum s-a apropiat de David și cum foarte discret și mascat și subtil a semănat în mintea lui David niște idei? Cel rău nu vine în fața noastră pretizând drept de autor pe ideile sale. Nu. Se apropie de noi cât se poate de discret, de mascat, își seamănă ideile sale între gândurile noastre cu obiectivul de a ne convinge că noi vrem așa, că ideea ne aparține, că e viziunea noastră, că e visul nostru, că aia trebuie să facem și că aia ne face fericiți. Așa dorește să facă. Numai că sunt gânduri de la cel rău. Biblia spune că David nu și-a dat seama. Și-a dat seama doar după ce a făcut, după ce a numărat poporul, a început să-i bată inima și asta este o expresie echivalentă cu l-a mustrat conștiința. Și așa e. Înainte să te apuci de treabă, zici că ai dat de fericirea vieții. Și după ce ai sfârșit lucru, te mustră conștiința. Dar acum, înțelegând mecanismele celui rău, te treziști la gândul: cel rău mă ispitește la păcat. De Cook ați auzit? Pasărea asta care se numește Cook. Nu. Cum face Cook? Nu. Cum își crește puii? Asta e, aici e cheia. Să vezi ce face. Își face ou undeva în iarbă, pe prunzi, unde o fi, jos. Și după ce își pune ou jos, se uită bine pe-n pomi și bagă de seamă că undeva este un cuib de pasăre. În cuibul de pasăre sunt așezate ouăle respectivei viețuitoare. O pândește și când se duce pasărea, ce știu eu, pe unde are ea treabă, Cucu iute ia oul lui în cioc, fuga până la cuib și îl pune în cuib și apoi pleacă. Când vine acasă pasărea, nu bagă de seamă că acolo-i încă un ou. Îl ia ca pe a ei, îl îngrijește ca pe a ei.
din oul acela iese un pui. Și din celelalte, îi puiul ei, îi pruncul ei, îi dă de mâncare, are grijă de el, îl protejează. Și apoi biata păsărică, ia numai atâta. Și puiul crește mai mare ca ea. Ăsta, hoț, dă cu puii drepți, afară din cuib. Să fie numai el îngrijit. Să știți că așa face. Dați-vă la documentare să vedeți. Imaginea asta arată exact ce vă spun. Satana ne ispitește la păcat. Cucul ăsta vine să pună în cuibul minții tale gândurile lui. Și apoi te convinge că-s gândurile tale. Și acolo le clocești ca să scoată pui. Și ai grijă și muncești din greu ca să le pui în operă, crezând că asta trebuie să faci tu. Și când îți dai seama ce ai făcut, îi târziu. Diavolul mă ispitește la păcat. E gândul acesta. Citesc Biblia, mă luminează Duhul, am discernământ, deosebesc între bine și rău și când sesizez ispitirea celui rău, nu mă las eu dus de vicleanul acesta de cuc care vrea să-mi sclavagizeze energiile vieții ca să slujesc cauzei lui. Dumnezeu să ne ferească. Dumnezeu mă vede, mă văd îngerii, ce fac rămâne, Satana mă ispitește la păcat. Le-ați memorat? Eu nu plec până nu le memorați. 1. Dumnezeu mă vede. 2. Amfara. Îngerii ne văd. 3. Faptele rămân. 4. Satana ne ispitește la păcat. Dacă vă simțiți memoria aliat bun, nu vă lăsați totuși amăgiți, că pe mine m-a mințit mintea de mai multe ori, că așa am zis, mintea minte. Că auzind așa ceva frumos, am zis să iau iute pixul și să scriu. Și am băgat de seama că nu-i pe la mine pixul, era prin geantă să-l cotrobăiesc pe acolo după aia, dar mintea zice, nu te mai deranja, am eu grijă. Zis, ok, mă bizui pe tine. Și când am ajuns acasă, să iau caietul în care scriu eu ce am de scris, zic minții, no, zi. Și am uitat. Vi s-a întâmplat? Nu. Notați-vă. Și ultimul principiu e de la Iov. Iov 31:1. Vreți să proiectați, vă rog, Iov 31:1? Ia uitați. Făcusem legământ cu ochii mei. Așa o zis Iov. Făcusem legământ cu ochii mei și în temeiul acestui legământ, zice Iov, nu mi-am permis, nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Deci omul a învățat să reziste în lupta împotriva păcatului în temeiul unui principiu extrem de eficient, împotrivirea cu legământ. Jur în fața lui Dumnezeu și a conștiinței mele. Genul ăsta de jur, de angajamente față de Dumnezeu sunt bune, mai față de oameni n-avem voie să jurăm. Că n-avem voie în relațiile cu oamenii să-i amăgim inspirând credibilitate când n-avem și în loc de integritate pui jurământ. Aia nu. În relațiile cu oamenii, da să fie, da nu să fie, nu. În relația cu Dumnezeu e loc de legăminte și de juruințe. Și acolo în fața lui Dumnezeu zici, Doamne, ochii ăștia mei sunt robii tăi. Mă leg înaintea ta cu legământ că nu mă uit cu ei la lucruri spurcate. Gura asta e făcută de tine să cânte laudele tale, să rostească cuvinte de mulțumire. Mă leg înaintea ta cu legământ că pe buzele mele nu ies sudalme, nu ies ocări, bagiocuri, bârfe, vorbe rele. Mâinile astea, Doamne, sunt create de tine ca să slujesc ție, să cânt pe chitară, să lucru cu ele, să strâng cu ele, să fac ceva frumos cu ele. Mă leg înaintea ta cu legământ că nu o să fac din ele slujitori ai păcatului, nu o să le las în slujba păcatului niciodată. Nici picioarele astea nu o să mă ducă acolo. Este legământul. Oare nu asta a vrut să zică Pavel? Ne-a spus așa, să faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii.
După cum mai de mult când nu-L cunoșteați pe Dumnezeu, ați făcut din ele niște unelte ale păcatului, așa acum să faceți din mădularele ființei voastre roabe ale neprihănirii. Și asta te ajută să te sfințești. Watchman Nee, odată un frate din China, trecute la Domnul, zicea, povestea într-o carte de-a lui, că umbla cu trenul și în tren fiind, coale lângă geam, citea o carte. Și în timp ce îl citea, cineva din compartiment a zis, domnilor, ca să treacă timpul mai repede, n-ați vrea să facem un joc de noroc, un joc de cărți, joc de noroc, să fie pe bani, ca să fie mai incitant. La care cei din compartiment au zis, da. Și Watchman Nee s-a făcut că nu-i aude. Și pentru că era nevoie și de el și de acordul lui, l-au întrebat așa, domnule, dumneavoastră, vreți? Și Watchman Nee răspunde, domnilor, cu drag, numai că am o problemă, din cauza căreia nu pot. Ce problemă aveți, domnule? Și Watchman Nee zice, n-am mâini. Și oamenii mirați s-au uitat la el și au zis, dar alea în care ții cartea, ce sunt, domnule? Și Watchman Nee zice, mâini. Dar nu vă grăbiți, vă explic. Eu sunt creștin, mi-am predat întreaga ființă Domnului Iisus și mâinile sunt a Lui și mi-a zis că mi le lasă mai departe, dar n-am voie să fac cu ele decât ce este în voia Lui. Așa că pentru jocul de cărți n-am mâini. Dacă vreți să vă ajut cu bagaje, am. La orice lucru bun am mâini, dar la asta n-am. Mâinile mele sunt ale Lui Iisus, nu pot, n-am mâini. Ați înțeles? Și uite așa reziști în lupta împotriva păcatului. Avem nevoie de luciditate duhovnicească aici. Să mergem spre încheiere. Totuși ceva trebuie să mai facem. Pe toți. Pune-te pe scaun. Așa de fericit, o zis, bale. Deci, Eduard, imaginează că ești acasă, acasă la tine. Câți ani ai? 14 ani. M-am zăpăcit de... 14-a, frumoasă vârstă, domnul Stibir Cuntes. Imaginează că ești acasă, ești în camera ta. Aici... pe masă, e computer. Și elev bun, cum ești tu, te-ai apucat să faci tema. Na, la matematică, la Dumnezeu știe ce, la sport. Na. Aici, pe urechi, ai pus căști. Ca să n-auzi ce fac ăștia pe afară, că te distrag. Și... în timp ce lucrezi cu căștile pe urechi, asculți muzica așa de acolo, de aceștia ce asculți, la un moment dat apare acolo pe ecran, poate pe telefon, o notificare. Nu știu cum îi zice în spaniolă, dar atâta e. Și vezi cine oare. Și din una în alta, din una în alta, n-apuci tu să-ți dai seama bine că ai ajuns la pornografie. Doamne fere! Lasă că știe conștiința noastră. Căștile pe urechi, ochii colo, te uiți și trece timp. Nici n-auzi tu când în cameră intră cineva. Vine așa până în spatele tău, să uite așa peste umăr, vede ce faci. Și, Eduard, când ți-i lumea mai dragă ție, numai așa simți. Și te întorci. Și când te întorci, e tata. Spune tu cum te-ai simțit. Rău. Ați înțeles? Dar fii atent, Eduard. Ascultă-mă bine. Să luăm filmul de la capăt. Te-ai apucat de teme.
Tu ești tânăr creștin, îl iubești pe Domnul, cânti în fanfară, îți cânta foarte frumos. În timp ce lucrezi, deodată vine notificarea. Ce-o fi? Și când te gândești tu să vezi ce e, deodată în mintea ta vine așa, stai. Domnul Iisus mă vede. Așa imaginează-ți cum stau eu în picioare lângă tine, să stea Domnul Iisus lângă tine. Și acolo îi, uite-te aici să vezi ce faină îs. Ispita aia. Și tu zici, nu, mă vede Domnul Iisus. Nu numai asta, dar în partea asta la altă e un înger trimis de Dumnezeu să te apere. Și stă și el și se uită. Și te uiți cu coada ochiului și la el. Și îngerul zice, nu. Okay. Mai mult, aceea în față, cu un caiet în mână, sau dacă vrei, cu o cameră de filmat, alt înger. Ăsta are menirea să scrie tot ce faci tu. Ce filmează. Nu, ia zi ce faci. Atât ai treaba lui. Păi, întreb pe tine, sau pe, care, sau pe dumneavoastră, pe surori, dacă s-ar hotărâi aceea, fratele Gavril, comitetul ar decide, pe planificare, săptămână după săptămână, la rând, urmărim îndeaproape tot ce face credinciosul. Și când ți-i rândul, știi, domnule, azi e rândul meu și duminică se pune aici, tot ce ai făcut ce nu-i bine. Cum mai faci în săptămâna aia? Și dacă crăp, rezist. Da? Asta e. Iisus aici, îngerul apărător aici, cel care consemnează ce face și el pe aproape, și pe masă un drac. Da. Așa joacă acolo. Și zice, apasă. Acum și în geac nu mai faci. Și atunci tu te uiți la el și spui, înapoi a mea, satanul. Dumnezeu mă vede, mă văd îngerii, ce fac rămâne. Înapoi a mea, satanul, eu am făcut legământ cu ochii mei, eu sunt creștin, nu fac asta în viac, înapoi a mea, satanul. Și așa birui. Credeți că funcționează? Să știți că funcționează. Eu am fost odată în vizită la un frate de-a nostru, era slujitor în biserică, la noi s-a mutat din țară și m-a rugat frumos să merg până la el acasă. Și așa au fost treburile că am intrat în camera feciorului. Avea vreo 15 ani, era mai mare un pic ca tine. Și așa întreagăt, cum am mers prin cameră, mi-a atras atenția calculatorul. Era lipit un bilețel pe calculator și scria așa, Dumnezeu mă vede, mă văd îngerii, ce fac rămâne și eu mă împotrivesc cu legământ. Predicasem duminica înainte la biserică, la Sibiu. N-am zis atunci de satana mă ispitește la păcat, dar nu-mi minte mai târziu. Dar astea patru erau puse acolo. Atâta mi-a fost de drag de Cristinel. Și am zis, copilul este copil serios. M-am dus acasă și le-am scris și eu. Și mi le-a lipit acolo. Am dus la biserică și am zis, să faceți și voi așa. Și când l-am întâlnit pe Cristinel, le-am zis, te pui și înveți bine și mă văd cu tine la institut după ce gazi liceu. Acum este ordinat păstor într-o biserică din Germania, cu trecu ani. Dar au fost serios. Fratele Gavrilă zicea să ne dea Dumnezeu un cuvânt care să ne ajute să ne țină trează mintea și să avem putere când suntem față în față cu ispita. Acesta e răspunsul. Mă vede Dumnezeu? Da, hai, încă o dată. Satana ne ispitește și ne împotrivim cu legământ. Și acum, Dumnezeu mă vede, îngerii mă văd, ce fac rămâne, diavolul mă ispitește să păcătuiesc, dar eu fac legământ că voi fi sfânt. Ajută-ne, Doamne. Amin. Poți să mergi la loc. A fost fain așa ce.